Veteranii celui de-al doilea război mondial beneficiază lunar de compensații bănești. Acum, în prag de 9 mai, aceștia vor beneficia de 600 de lei, iar văduvele de război câte 500. Banii vor putea fi ridicați din 5 mai la filialele băncii de economii și oficiile poștale. Și în anul curent, veteranii și văduvele celui de-al doilea război mondial vor beneficia de ajutor bănesc unic. Plus la aceasta, ei beneficiază de compensații lunare oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale. Invalizii de război și participanții la război beneficiază de la noi, de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, de alocații sociale de stat, cei ce echivalent invalizii de gradul 1 beneficiază de 600 de lei lunar, invalizii de gradul 2 de 450 de lei lunar și invalizii de gradul 3 beneficiază de 300 de lei lunar alocații sociale. În afară de asta, ei au alocații nominale pentru medaliile obținute în timpul celui de-al doilea război mondial, mai beneficiază de compensații nominative la servicii de 50%, invalizii de gradul 1, 2 și 3. În afară de asta, invalizii de război beneficiază de foi de tratament în sanatoriile Republicii Moldova, odată în an. Intervievați de noi, cetățenii susțin că aceste compensații sunt binevenite și meritate de cei care au luptat în timpul celui de-al doilea război mondial. Dar de ce nu le dai dacă au luptat? Trebuie, le scuvine, e foarte bine. De ce tama nu mă lași e? De vreo fost care a fost în 92 și care a fost... E 9 mai, înainte de 9 mai. Eu înțeleg, bă, e bun așa, de ce nu, că... Și oamenii ăștia așa trebuie să... În ajunul sărbătorii de 9 mai, de ajutor unic în valoare de 600 și respectiv 500 de lei, vor beneficia aproximativ 8.000 de persoane din Republica Moldova.